Doi tineri au fost grav răniți după ce au fost izbiți de o mașină. Cei doi se aflau pe un motociclu când au intrat în coliziune cu un autoturism. Accidentul s-a produs la intersecția a două străzi din Timișoara. Un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un motociclu pe strada Martir Luter, din spre strada Oituz, spre strada Proclamația de la Timișoara, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 31 de ani. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv tânărul în vârstă de 17 ani și o tânără, pasageră pe motociclu, ambii fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Oamenii legea au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.